Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi ne distrăm tare, tare cu acest trend pe care de-abia așteptam să-l fac, pentru că mie îmi place tare mult. Dintotdeauna îmi place Barbie și colecționam în copilărie toate revistele care apăreau cu Barbie, cu stickere, chiar și acum am văzut filmele. Filmele cu Barbie și de-abia aștept și filmul acela despre care vorbește toată lumea. Ați văzut că este nebunie, da? Nebunie în magazine, în Zara, în Pepco, chiar n-am ajuns în Pepco să văd colecția asta cu Barbie, dar în Zara am văzut pe internet că este nebunie, mai ales afară, cu parfumul care, bineînțeles că la noi nu se găsește, cel puțin eu nu l-am văzut, am intrat pe site și nu este. Da, este un parfum din această colecție cu Barbie, care am înțeles că se duce în zona Love Don't Be Shy, că este ceva mai dulce, știu că Love Don't Be Shy este ceva mai bezelos, ar putea să fie în genul ăla, dar că este mai dulce. Sună bine, sună un parfum gurmand, dar un parfum care miroase a roz și bineînțeles că dacă o să apară la noi o să pun și eu mâna pe el, dacă se poate, dacă nu, asta este. Am văzut și la Balmain o colecție cu Barbie, nu știu dacă este nouă sau dacă este ceva mai veche, dar totul este superb când vine vorba de Barbie, toate hăinuțele, mie îmi plac și de asta am și vrut să fac acest clip, să facem și noi trendul acesta colorat. Avem aici și pe Barbie Geisha și să știți că este un costum foarte frumos și are chiar și papucei. Papucei aceia pe care îi vedem noi, ia să vi-o arăt mai de aproape, are acolo un suport, deci are papucei aceștia. Costumul este foarte frumos și are toate detaliile unui costum de geisha din realitate, așa cum am văzut și eu prin filme, bineînțeles. Și părul îl are făcut așa, foarte frumos. Foarte frumos costumul acesta. Și da, o cunoaștem pe Barbie în multe ipostaze. Am văzut o prințesă. Ați crescut și voi cu desene cu Barbie? Dacă ați colecționat revistele, dacă ați văzut în copilărie revistele acelea cu sticere, nu știu dacă mai sunt acum. Da, eu le colecționam și îmi plăcea tare mult să văd ținutele acelea pe care în realitate sau pe la televizor nu prea le văzusem. Acum le mai vedem, ce-i drept, și sunt tare drăguțe. Și așa m-am gândit și eu atunci când am ales parfumurile despre care să vorbim astăzi. M-am gândit la mai multe ipostaze în care am văzut-o pe Barbie. Și haideți să începem cu un parfumel tare drăguț pe care, da, n-aveam cum să nu-l pun aici pentru că sticla și mirosul mă duc cu gândul la roz. Sticla este deja roz, dar să vorbim așa despre Barbie, aș vedea-o în parc, se dă pe role, este îmbrăcat așa în roz, în roz, de cele mai multe ori pe Barbie o văd în roz, mănâncă gumă de mestecat, ubabuba, se dă pe role, se dă în carusel, se distrează și parfumul acesta se potrivește de minune și mai am unul pe care îl văd în aceeași poveste. Este Escada Candy Love, la fel și pe el îl văd. Sunt două parfumuri dulci, două parfumuri gurmande, foarte, foarte plăcute și sticlele se potrivesc de minune. Avem și Barbie în alte ipostaze și uite, de exemplu, Angel Nova mă duce cu gândul la o Barbie mai fancy, îmbrăcată într-un costum mai fancy, mai spectaculos, mai de scenă, dar și acest parfum mă duce cu gândul la roz, mai ales licii pe care îl simt aici, mă duce cu gândul la roz, este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Ador parfumul acesta și dacă tot suntem la capitolul Mugler, mai am unul pe care îl asociez tot cu Barbie și aici este vorba despre Aura Sensuel. Pe el îl văd pentru o Barbie poate prințesă sau balerină. Da.
dar mai degrabă prințesă, o văd așa cu o diademă, cu părul pe spate lung. Știți cum sunt ținutele de prințesă Barbie. Se potrivește perfect parfumul acesta pe care eu îl ador, nu l-am mai purtat de ceva timp. Așa, haideți să trecem și la o Barbie care își sărbătorește ziua de naștere și care are un tort imens, un tort roz. Da, exact acolo mă duce cu gândul, Iara de la Latafa, care este și el un parfum lactonic, gurmand. Nu mai avem hârtiuțe să dăm pe mine. Da. Parfumul acesta, v-am zis, mă duce cu gândul la un tort pe care Barbie îl taie și bineînțeles că vedem așa multe baloane roz, un tort roz, cam totul este roz în jur. Apoi mă gândeam să vorbim despre Barbie în ipostaza de mamă și aici îl avem pe Narcisa Rodriguez For Her. Aici avem trandafir, avem un mosc pufos, este un parfum ceva mai matur, mai serios și mi se pare că se potrivește pentru Barbie, soție, mamă, dar nu știu dacă ați observat că toate ținutele pe care le are Barbie sunt foarte moderne. Bine, există păpuși, de exemplu, ca și aceasta, care au haine de epocă, acolo este altceva, dar noi ne, cel puțin eu, mă duc cu gândul la Barbie aceea foarte roz, foarte modernă. Și acesta este un parfum pe care eu îl văd foarte potrivit. Da, o să-l las pe ultimul, cel care mi se pare că se potrivește cel mai bine cu tot ceea ce înseamnă Barbie pentru mine. Dar mergem mai departe și vorbim despre L'Imperatrice, un fructat apos așa de vară, foarte frumos. Aici o vedem pe Barbie la piscină. Da. Barbie într-un costum de baie spectaculos, așa cum sunt ținutele ei, și colorat și foarte frumos. Ce bine miroase, ce bine miroase și L'Imperatrice. Haideți să trecem la cele două parfumuri care mie mi se par potrivite pentru Barbie gheișă și vorbim în primul rând despre Mojo. Da. De ce? Pentru că, deși este un parfum fructat, este dulce, este un pic proaspăt, condimentat, Doamne, cât de bine miroase, ceva seducător și da, mă face să mă gândesc la Barbie Geisha. De aceea l-am pus aici și chiar sunt curioasă dacă știți ce parfum urmează să vă arăt pe care îl văd potrivit pentru Barbie Geisha. Hai să vi-l arăt. De la My Geisha. N-ai cum. N-ai cum. Deci se potrivește de minune parfumul acesta cu Geisha și acesta este un parfum care are ceva oriental acolo, dar este foarte finuț, este foarte puternic, floral, fructat, dulce. Îmi place mult de tot parfumul acesta. Aș putea să mai văd parfumul acesta la o Barbie, poate pusă pe petrecere cu fetele, îmbrăcată tot așa într-un costum fancy, dar mi s-a părut că se potrivește foarte bine cu Barbie Geisha. Și trecem la următorul parfum care mă duce cu gândul la o Barbie mai elegantă. Da, aici putem să vorbim despre ținutele acelea cu blană la gât, la poate un cojocel așa, poate la hainele acelea mai de epocă, la păpușile acelea vintage, dar aș putea să văd potrivit parfumul acesta pentru o Barbie elegantă într-o rochie roșie de catifea sau pe o Barbie îmbrăcată cu un palton. Chiar am văzut niște
păpuși foarte frumoase, îmbrăcate în palton cu blană la gât, așa, un palton lung, foarte, foarte frumos. Și da, pe mine mă duce cu gândul parfumul acesta la haine ceva mai grosuțe, la rochii cu un material mai grosuț, cum este catifeaua. Îmi place foarte mult parfumul acesta și aici am găsit-o pe Barbie foarte, foarte elegantă în acest parfum. Trecem la următoarele două parfumuri care și ele mă duc cu gândul la roz, dar de data aceasta mă duc cu gândul la vată de zahăr și cum să nu se potrivească cu Barbie, poate din nou cu o ieșire în parcul de distracții cu vată de zahăr. Clar asociez parfumurile cu vata de zahăr, mai ales pe Vanilla 28, care este un parfum superb, 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 superb. Mie miroase parfumul acesta a vată de zahăr, mai ales când se dezvoltă. Este un parfum vanilat, uitați-vă ce culoare are și chiar mă gândesc la o sticlă full size. Cred că este parfumul meu preferat de genul acesta. Nu l-am mai folosit pentru că nu este vremea lui, dar este superb, superb. La fel este și Flower Bomb. Nu este chiar atât de dulce și de dense cum este Vanilla 28, dar și aici regăsesc un pic de vată de zahăr. Și asociez parfumurile acestea cu Barbie, cu roz, cu vată de zahăr, cu parcuri de distracții, cu multă distracție. Chiar sunt două parfumuri vesele și delicioase, foarte frumoase, foarte frumoase. Următorul parfum care mă duce cu gândul la roz și la Barbie este Michael Kors Sparkling Blush. Ei bine, din nou, este un parfum care mă duce cu gândul la roz, un roz ceva mai transparent, așa cum este și sticla asta, un roz piersicuță parcă și foarte fancy. Aici o vedem pe Barbie care iese îmbrăcată așa foarte casual, cu fetele la o terasă, să zic, mi se pare, sau la mall, da. Este un parfum proaspăt, dulce, floral, fructat, parcă are și ceva citrice, un parfum ușor pe care îl văd potrivit pentru mine primăvara și vara. Miroase bine, nu este ceva unic, dar îmi place cum miroase. Și am zis că las la urmă ultimul parfum, cel mai potrivit, parfumul pe care îl văd eu cel mai aproape de Barbie și de roz și de tot ce înseamnă prințesă, prințesistic el. Este vorba despre Gran Ballo de la Casa Muratic, Serjov. Acesta este parfumul care mi se pare perfect pentru Barbie. Perfect în orice ipostază pentru Barbie. V-am mai zis că pentru mine este un parfum prințesistic, un parfum pudrat, dulce, tineresc. Este foarte frumos parfumul acesta și eu îl ador și acesta cu siguranță mă duce cu gândul la Barbie. Și sticla este superbă și are culoarea asta frumoasă, și parfumul este exact așa cum văd eu parfumul potrivit pentru Barbie, un parfum dulce, roz, pudrat. Și o vedem pe Barbie la bal, îmbrăcată într-o rochie de prințesă, bineînțeles, dar v-am zis că mi se pare potrivit pentru orice ipostaz, orice ipostaz. Da, cam acestea sunt parfumurile pe care eu le asociez cu Barbie și o văd așa în mai multe ipostaze. Chiar sunt curioasă ce parfumuri aveți voi în colecție care vă duc cu gândul la Barbie și de-abia aștept să văd mai multe clipuri de genul acesta, pentru că chiar primul pe care eu l-am văzut a fost cel postat de Gabi și el m-a dus cu clipul ei, m-a dus cu gândul la un clip de genul acesta, să fac și eu clipul, să urmăm trendul, pentru că îmi plac și clipurile acestea mai distractive.
De-abia aștept să-mi spuneți și voi în comentarii parfumuri, dacă aveți în colecție parfumuri care vă duc cu gândul la Barbie, care vă duc cu gândul la roz, care vă miros a roz și sunt sigură că aveți în colecție, pentru că știu că am multe iubitoare de parfumuri dulci, bombonicioase, gurmande aici. Sper că v-a plăcut acest clip, aștept cu mare drag comentariile voastre, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, să nu uitați să lăsați și un like. Ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat, pa, pa!